Vineri, în deschiderea ședinței Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nisor a acordat diploma de merit și un stimulent financiar în valoare de 10.000 de lei net elevului Dragoș Iulian Coadă de la Colegiul Național Decebal din Deva, care a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului. Cu diplome de merit și cu câte un premiu în valoare de 1.500 de lei net au fost recompensați și profesorii care l-au pregătit pe Dragoș. Cornelia Lucia Ilieș la chimie, Luciana Teodora Naghi la biologie, Ana Maria Vulcan geografie și Sorin Septimiu Stănculescu fizică. Îmi face o deosebită plăcere să-i premiez pe acești tineri studioși și mi-aș dori ca pe viitor numărul acestora să fie din ce în ce mai mare, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Dragoș Coadă și dascălii săi au fost premiați și de primăria Deva.